Bună tuturor, eu sunt Nocoten 36 să ne jucăm Total War Shogun 2. Vom continua cu bătăliile istorice. Haideți să vedem care urmează. Am făcut o episodul anterior, cea din 1561, a patra bătălie de la Kawanakajima. Credeți-mă, știu puțină japoneză. Mă rog, nu foarte mult, știu câteva metode de adresare și cum se formează nume, chestii de bază, ideea. Și au niște cuvinte atât de încălcite. Bun, 1561, care e următoarea? 1574, 1575. Cred că cea din 1570. Battle of Anegoa. Cred că am greșit până acum mai toate denumirile din acest joc, dar nu contează. Haideți să vedem. Ai, sufletul meu, nu-mi place ce văd. A, da. Dar îl avem pe Oda Nobugada. Mă rog. Inima. Inima. Suntem în inferioritate numerică. Deja nu-mi place ce văd. Haideți să vedem. Prezentarea, să vedem dacă găsim remontualitate Tokugawa Ieyasu. Tokugawa, dacă mi-am amintit bine, acela era numele lui Maimuță. Maimuță era porecla celui mai mare, general al lui Oda. Bun, this is the province of Omi. The year is 1570. Oda Nobunaga and Tokugawa Ieyasu are marching north along the eastern shore of Lake Biwa. Nobunaga means to fight Asai Nagamasa, his brother-in-law, and Nagamasa's allies, the Asakura clan, who have plotted against him. The Asai and Asakura armies are in a defensive position along the Anegawa River. Their position blocks the plain beneath the Asai's most formidable fortress, Odani Castle. Watching the battle from the castle above will be Nagamasa's father, Asai Hisamasa. Oda Nobunaga's sister, Oichi, is also in the castle. Nobunaga wants her back. Oda Nobunaga knows that he has the Asai cornered. If he defeats them, there will be no escape for anyone in Odani Castle. He has split his army. The Oda will meet the Asai on the right. On the left, the Tokugawa will face the Asakura. If his battle plan works, then the two wings should attack Odani Castle from either side. Tokugawa Ieyasu is confident and knows that his army will play a crucial role in today's victory. Commander! Jucăm cu Tokugawa. Nu putem controla Oda. Da, cred că știu bătălia asta, dar nu sunt sigur. Mi se pare că acesta e clanul lui... Nu mai știu cum îl cheamă. Îi se zicea Viperă. Mi se pare că... Da. Și-a dat fiica ca soție lui Oda Nobugada,
ca apoi în viitor să-l asasineze, mă rog, un triunghi amoros cum era în Evul Mediu pe la noi în Europa. Căsătorie royală, căsătorie diplomatică, soția omoară soțul să preia tronul, viceversa, bla bla. Mă rog, înțelegeți ideea. Da. Deci știu sigur că era ceva un triunghi, nu triunghi amoros, mă rog, nu mai contează, pierd vremea aici. Dacă sau să explic, oricum nu e atât de important. A zis că e sora lui Oda pe aici, să o căutăm. Deși nu cred că e unde sunt staționați soldați, dar... A, nu. Ai, ai. Conderor Dogata is engaged the enemy and requests crossed river support this attack. Mamă, Nobuga Ada va ataca pe partea asta. Iar noi aici. Dacă așteptăm un moment ca aceste unități să atace pe Nobugada aici, am putea interveni în forță și să separăm linia defensivă încât să putem elimina această forță, apoi să înconjurăm această forță. Să vedem. Ok, am înțeles. Nobukada are destule forțe să învingă aici, aici și vreo două, trei unități de aici. Stați un pic, n-am mai văzut astfel de unități. Muschete? Rockets? Rachete? What? Am un sentiment rău. Zic sincer. Aș putea strecura cumva unități pe aici. În timp ce trupele sunt... Ar merge. Ar merge ce vreau să fac aici. E riscant, dar dacă merge, e victoria asigurată. Nu știu ce am să pesc. Wow, ne luptăm și în anul teorez. わしの刃を喰らえ、声優の侍。
Lord Nobunaga requests that you focus your attacks on the left, while he takes the right. Engage the enemy rocket! Our opponents fall before us, yet the Oda face more resistance. Perhaps we should send men to their aid. Thank you.
The Oda have committed their reserves to battle. We should assist where we can. My lord, word has come that the Asai commander is in retreat towards the castle. Defeat his army, and they will be surrounded. Cum arată. Nu primi și o întărit ceva? Nu? Primi că întărit? Chiar te rog? Munitie! Doar munitie! Măcar dacă aș atrage toate... Ninja ăia erau buni acum și eu i-am consumat ca fraier. Mă rog, ca prostul, ca să fim corecți. Săgeți în făcări...
Am 6 de cod, dar nu începe el atac. Tot ce am putut face este să atrag majoritatea trupelor spre mine. N-am nicio șansă. Asta e singura poartă. Ah, nu mai e una aici. Mă speriasă. Atenția spre Oda. Da, merge cam prost când e la viteză maximă, ce e drept, dar... N-am ce să fac. Îmi pare rău dacă asta vă puteam trebui, dar... Ea n-am ghis. を騎兵隊にござる。刀侍に敵を攻撃せよ。わしは
De că înțelege ce vreau să fac. Haideți că vreau să, ca să mă înțelegeți, filmez aceste videouri în masă, ca să zic așa. Vreau să termin această serie și puțin acest sezon, că va urma încă un sezon. De fapt, dacă mă gândesc mai bine, încă două sezoane. Că acest joc mirobolant are și un DLC și un subjoc cu poveste și misiuni diferite, adică Rise of the Samurai și Fall of the Samurai. Rise of the Samurai se întâmplă înainte de evenimente din jocul normal și Fall of the Samurai se petrece după, când europenii în sfârșit au avut o oarecare influență asupra Japoniei și se înființează armata imperială cu arme, cu muschete, nu muschete, cu tunuri, cu mitraliere, cu industrializare. Uitați, Fall of the Samurai. Oh, dar avem și misiuni din Fall of the Samurai aici. Foarte interesant, da, le vom face când vom face Fall of the Samurai. Ei bine, eu am fost cu tine întreg și eu zic pa pa, până data viitoare. Pa pa!